Salutare, Craiova trece pe locul 2 după victorie pe final 1-0 cu CFR Cluj. Mergem la Craiova, îl ascultăm pe Camora. Craiova, au intrat mai bine jucătorii de acolo? Nu, noi și când am făcut schimbare, tot a dat marea, tot... Ei nu au avut o ocazie. Explicație, ce să zic, ușor de... Noi am avut ocazie, am dat 3-4 bar, nici nu mai țin minte că au fost atâta bar. Ei au dat un șut, au dat un gol. Asta e explicație. Ghinion, azi de fapt a fost ghinion, cum am spus înainte, echipa a avut atitudine, echipa a jucat foarte bine, dar cu noroc așa e mai greu. Cum s-a simțit acolo pe teren? A apărut așa la un moment dat, părea bătaie multă, dacă ne uităm la ce intrări au fost, ce contacte sunt. Sumă, tot e ca un derby, un meci intens ca de obicei când jucăm cu Craiova sau la Cluj la fel, dar atât, s-a luptat fiecare jucător pe mici. Tu ai avut emoții la revenire după accidentare? Da, nu, am avut emoții, dar am simțit bine că dacă nu mă simțeam de bine, nu aș juca. Dar păcat că n-am luat de aici ce meritam, nici egal. Era acest 3 puncte, noi am meritat acest 3 puncte, până la urmă plecăm cu 0. E apăsător pentru voi 2 puncte în ultimele 4 partide? Normal că e apăsător și mai mult după meci de astăzi. Cred că de ultimă 4 partide, cred că asta a fost cel mai bun meci și noi niciun punct n-am luat. Așa că trebuie să ne odihnim, avem un meci foarte important și foarte greu miercuri la București, la Rapid, pe care vrem să trecem mai departe și să continuăm cu această atitudine, că la un moment dat, dacă jucăm așa și avem această atitudine, mingea va intra. Mario, s-au aflat astăzi adversarii pentru Euro. Nu am văzut. Belgia, Slovacia și câștigătoarea play-off-ului dintre Bosnia, Ucraina, Israel. Care crezi tu că sunt șansele României? Eu zic că da, sunt șanse. Dacă a fost acest grup, eu cred că sunt șanse și sperăm cu toți să scoatem din nou, cum am spus și înainte, înainte de calificare, să scoatem din nou poporul român pe stradă. Sperăm din nou să ne calificăm mai departe. Mersi. Da, Camora supărat după meciul ăsta. Bună seara, Viorel Moldovan, Marius Baciu. Bună seara. Da. Cum a pierdut CFR-ul? Mă rog, cum a pierdut? Am văzut cum a pierdut, dar ce s-a întâmplat? Da, ce se întâmplă? Fotbalul se joacă pe goluri până la urmă. Chiar la un moment dat jocul acesta mergea spre un 0-0. Da. CFR-ul, într-adevăr, cum a spus și Camora, a jucat destul de bine. A fost și lipsită de șansă. Astăzi a avut 2 bare prin Taxidis. A controlat jocul în mare parte. Statistic vorbind, poate un plus pentru CFR comparativ cu Craiova. Dar pe final Craiova dă lovitura și cred că aici este vorba de inspirația lui Petev, care face 2 schimbări extraordinare. Iese Markovic, intră Colic, iese Ivan, intră Rogulic. De altfel, cei doi participă de minune la golul marcat de către Colic din pasa lui Rogulic. 3 puncte enorme pentru Craiova, care saltă pe locul 2, trece peste Rapid și vine acolo la nivelul lui CFR. Hai să vedem, hai să mergem un pic să-l ascultăm pe Taxidis, omul care a avut 2 bare în seara asta. And can you explain me what happened there? Of course. Ce s-a întâmplat? About that. I never see in my life I play like 20 years football. N-am văzut în 20 de ani de fotbal. N-am văzut oameni în tribune așa, care când un jucător e accidentat să aibă reacția asta. N-a fost fair play, sunt supărat pe chestia asta. Sper că am fost lovit, n-am putut să respir pentru câteva secunde și publicul era împotriva mea. Sper că cei de la Craiova vor face ceva în privința acestor oameni din tribune. Nici măcar nu s-a uitat la minge Screciu, a venit direct în mine. Nu vorbesc despre asta. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Vorbesc doar despre ce au făcut fanii. E incredibil ce au făcut. Nu știu ce pot să mai spun. Ai aplaudat tu. Where they live? How they can make that? It's not possible.
Dar nu e posibil ce au făcut. Nu explică ce s-a întâmplat. Cred că l-au huiduit. Yes, of course, I can tell you about the situation of the club. Our team, they play good. Echipa noastră a jucat bine. I can tell you we have Chris, but we don't have Chris because we play good, we create, we make chances. Am creat, am avut ocazii, dar n-am avut noroc, n-am avut noroc să dăm goluri. Când vor veni golurile, ne vom reveni. Campionatul e lung, nu suntem departe. Hai să vedem ce se va întâmpla. We have playoffs, we have other games, so they must be thinking better and better. How is going to be with Rapid in the Romanian Cup? How do you expect? Jucați cu Rapid în cupă, da, va fi dificil. Mergem să câștigăm. Thank you so much. Da, e faza asta. Da. Probabil ce treabă are el cu suporterii? Ok, bun. Pentru că el probabil s-a enervat că era fără. Da, s-a enervat. Era bun. Uite de ce stai pe jos și ok, a considerat că el într-adevăr suferea și da. Lovit la, după acea acțiune. Fair play. Păi niciodată nu o să existe fair play. Tu trebuie să-ți faci treaba, nu trebuie să te ridici să aplauzi după aceea, pentru că ce aplaudat. Nu avea niciun rost să ai atitudinea asta. Și totuși, na, ai jucat la nivel destul de mare prin Italia pe acolo. Și asta a făcut un meci foarte bun, dar frustrări după o asemenea înfrângere, normal că sunt de înțeles. Bun, hai să ne întoarcem și să-l ascultăm pe autorul golului, Colici. Meciul era Screciu, că a jucat foarte bine astăzi. Eu sunt bucuros și fericit că a marcat, că am intrat, am ajutat echipa să lua toate trei puncte. Explică-ne un pic acolo golul tău, cum au fost acele momente. Eu cred că a fost o fază ok. M-a văzut Ante foarte bine, mi-a dat pas și a marcat. Sunt bucuros dintre asta. Echipa totuși a suferit. A fost această tactică voastră să vă lăsați dominați de CFR și poate să vă păstrați energia pentru final? De când sunt în România, de 5 ani, fiecare meci cu CFR-ul era greu. Era foarte greu, că e o echipă foarte bună. S-a întâmplat astăzi așa. Eu cred că nu au dominat atât de mult, că am avut și noi și ei ocazie. Cred că toate trei puncte meritam să luăm și ne-a ajutat Dumnezeu și am luat toate trei puncte. Aveți o serie foarte bună cu acest antrenor nou. Ce s-a schimbat la voi? Ce crezi că a adus în plus? Nu, antrenorul a intrat, cum zis ultima dată, cu o energie pozitivă, cu antrenamente bune. Eu cred că toată echipa a muncit pentru asta victorie, toată săptămâna, de când a venit, nu toată săptămâna, de o lună, de când a venit antrenor. Și ce mai important e să mergem așa bine mai departe. Dacă tot facem așa și nu jucăm bine, nu am făcut nimic. Cred că mergem mai departe și să câștigăm toate meciurile care putem. Ați egalat CFR-ul la puncte. Cum vedeți voi lupta aceasta? Da, suntem pe locul 2 cu ei. Sunt multe meciuri de jucat. Cum am zis, trebuie să mergem pas de pas, pas cu pas și să luăm câte puncte putem. Nu știu dacă ați văzut, s-au tras adversarii pentru Euro. Bosnia ar putea fi adversara României. Da, am văzut asta înainte de meci. Ar fi bine să calificăm și noi. Avem două meciuri grele, să spun așa, dar avem și naționala ok, cu jucători de valoare bună și cred că o să fim în grupă cu România. Ți-ar plăcea să-ți întâlnești colegii acolo? Sigur că da. Mulțumesc! Mersi, seara frumoasă! Da, Marius, cum e posibil? Camora spune, domnule, clar, nici măcar egal, trebuia să câștigăm meciul ăsta și vine Coli și zice, noi meritam cele trei puncte. Adică cum poate să fie o diferență atât de mare între două păreri? Mie, personal, mi-a plăcut deloc Craiova. Nu ți-a plăcut? Deloc. Ok. Adică văd o schimbare, să zic așa, de sistem, dar nu mi-a convins încă jocul lor. Bun, a venit șansa și au câștigat. Paradoxal, au și rezultate pozitive, foarte bune, dar ca joc pentru mine încă nu s-au ridicat la un nivel. Mie mi se pare că totuși cu Reghe sau cu... Jucau mai bine. Cu mai consistent și cu Neagoe înainte. Adică nu au avut rezultate, să zic așa. Dar acum e altceva. Le-au ieșit lucrurile. Stai așa, hai să-l auzim pe Screciu și ne întoarcem și analizăm un pic ce s-a întâmplat la Craiova în seara asta. Important este să iei cele trei puncte. Asta ne-am propus înainte de meci. Să luăm cele trei puncte pentru a urca în clasament și... Victoriile aduc victorii, ne bucurăm și sper să o ținem pe același drum. Cum a fost tactica voastră pentru acest meci? Cum v-ați pregătit? Acum a trecut meciul, puteți să spuneți. Tactica noastră a fost să luăm cele trei puncte. Cum am zis și mai devreme,
Tactica se schimbă de la meci la meci, dar, cum am zis, meciurile de genul, cele mai importante meciuri din campionat cu echipe fruntașe, cum a fost azi CFR-ul, te gândești doar să iei cele 3 puncte, nu contează cum joci și la final contează să fii victorios, să pui cele 3 puncte departe. Aș vrea să-mi povestești un pic faza aceea cu Taxidis, ce s-a întâmplat acolo? Deci, într-adevăr, Taxidis a dat cu capul minge, nu? Și eu cred că l-am lovit cu, nu știu, aici, cred că în zona asta l-am lovit în cap, nu? Eu nu m-am enervat pentru că ceilalți ziceau că l-am lovit cu capul, adică eu nu l-am lovit cu capul. Ia spune că a fost lovit aici. Aici nu, da. El mi-a arătat la cap, ceilalți jucători la fel. Sper că e ok, nu știu, a fost... Sincer, meritai roșu, adică la intrările de genul ăsta? Nu, de ce să merit, cum să merit roșu? Nu m-am dus să-l lovesc cu capul, nu... Într-adevăr, a dat cu capul minge și l-am lovit pur și simplu cu partea asta. Nu l-am lovit cap în cap sau... Dacă loveam cap în cap, da, se putea da roșu, dar nu cred că a fost o intrare de roșu. Mie unul mi s-a părut. Cum este pentru voi această perioadă? Rezultate foarte bune cu acest nou antrenor. Ce s-a schimbat la voi și ce credeți că a adus în plus? Păi, da, într-adevăr, rezultatele sunt foarte bune, dar cum ziceam și mai devreme, e important că trebuie să ne... ține pe aceeași linie, victoriile aduc victorii și nu știu, am zis și la conferința de presă, aveam nevoie de un detaliu foarte mic, cred că mister l-a adus cu el și din punctul meu de vedere era ceea ce ne lipsea, și sperăm să continuăm pe același drum. A ce ritm a avut meciul acesta? Crezi că s-a ridicat așa la nivelul unei țări care are o națională la Euro? Eu cred că da. Acum rămâne și părerea specialiștilor. Eu cred că da, așa am simțit din teren. Am avut și câteva meciuri la național. Într-adevăr, a fost cu miză și meciul acesta a fost cu miză. Mi-a plăcut cum s-a jucat. A fost ocazie de o parte și cealaltă. S-a jucat frumos. Asta e cel mai important în fotbal, să se joace, să fie spectacol. Chiar azi citeam pe un site antrenorul de la PSG, zicea că fotbalul este spectacol. Apropo de spectacol și de Euro, știm adversarii, Belgia, Slovacia și câștigătoarea play-off-ului. Cum vezi tu șansele României și ce ne poți spune despre Belgia? Pentru că ai fost acolo în campionatul lor, știi cam cum e stilul lor. Da, este o grupă bună, sincer să vă zic, este o grupă bună, o grupă care ne gândim să trecem mai departe, dar... Mai este, avem, sper să fac parte din meciul amicale din martie și după sper să fac parte din lotul naționalei la Euro. Este o grupă foarte bună și da, într-adevăr, Belgia, cum știe toată lumea, este o echipă în formă, o echipă foarte bună cu jucători care joacă în top 5 campionate. Nu am multe lucruri să zic despre jucătorii belgeani, că îi cunoaște toată țara. Mulțumesc! Și eu mulțumesc! Da, Screciu spune că nu l-a lovit așa rău pe Taxidis. Pe transmisie s-a văzut însă destul de rău intrarea asta. Un atac întârziat, destul de periculos. Până la urmă credeam că s-a lovit la tâmplă, după cum se ține și de cap. Deci lovește cu Taxidis, dar mai tâmplă. Mult în coaste a intrat, din câte se pare. Dar oricum și față. Eu văd o intrare, s-a dus la minge, clar că întârziat, așa. Dar l-a prins pe Taxidis nepregătit, nu l-a văzut că vine. Cred că dacă îl prindea și vedea, nu s-a informat, cred că dacă era mai strong, mai țapăn, cred că nu era atât de mare impact. Nu. Dacă erai Taxidis? Mă protejam. Nu, deschideam barierele. Așa făceam totdeauna. Ce să fac? N-am cum. Cum să mă prindă pe mine nepregătit vreodată vreun fundaș? Nu m-a prins niciodată. Nu putea să mă prindă nepregătit. Deci, nu, aveam și simțul ăsta. Anticipam dinainte și mă informam. Adică mă informam. Da, mi-aduc aminte de Chivu, săracul. Atunci când, în acel duel aerian, s-a dus la fel nepregătit, a venit cu un atac întârziat ceva jucător de... Știm prea bine ce s-a întâmplat. Okay. Niciodată nu mă putea prinde pe mine un adversar așa. Nu, trebuie să fii pregătit, să te informezi, simți un pic jocul. Nu s-a informat adevărul ce spune. Și să lași o mână... Păi te protejezi, te protejezi cumva. O să mai vedem faza și o să vedem și ce s-a întâmplat cu suporterii, dar hai să-l auzim pe Mandorlini. După questo mes, noi abbiamo dominato la partita, ma il calcio è questo. Han vinto loro, ma credo che se c'era una squadra che meritava di vincere era solo il CFR. Siamo arrabbiati, però il calcio è questo.
ormai ne ho viste tante, ero molto deluso con i ragazzi, ma non possiamo farci niente, abbiamo avuto tante occasioni, anche come gioco. Il calcio è questo, bisogna accettarlo. A părut că ați controlat meciul și ați pregătit tactic meciul foarte bine pentru abbiamo a controla meciul. Abbiamo dominato. Ce s-a întâmplat pe final? Abbiamo ce n-a dominato. Mai mers? Am fatto gol, noi no. Il calcio è semplice. Loro hanno fatto il gol, noi potevamo farlo tante volte, non l'abbiamo fatto. Il calcio è molto semplice, quindi io credo che voglio restare nella semplicità e quindi di solito chi vince ha sempre ragione, quindi hanno vinto loro e noi ci lecchiamo le ferite, andiamo a casa e vediamo. Au intrat mai bine jucătorii adversi? Au fost schimbările Hanno giocato tutti bene, hanno fatto una grande partita, la squadra. Giocatorii mei au făcut un meci foarte bun. La partita che ha preparato. Am făcut meciul pe care l-am pregătit. Il calcio, dicevo ai miei collaboratori che a volte è ingiusto. Però îmi spuneau colaboratorii mei că fotbalul e injust uneori. Come tante altre volte. Dobbiamo lavorare di più, quello che ho detto ai ragazzi. Trebuie să muncim mai mult cu băieții. Dobbiamo fare molto di più ancora, credo che comunque abbiamo fatto tanto per vincere questa partita. Am făcut multe ca să câștigăm meciul ăsta, am făcut lucruri bune, dar n-a fost suficient. Questo è il calcio, questa è la vita. Dar asta e fotbalul, asta e viața. Ho avuto tante risposte positive, sono molto molto contento di quello che ha fatto la squadra. Io sono mulțumit de cum s-a prezentat echipa, au fost multe lucruri pozitive. A sorriso a loro. Dar norocul le-a surâs lor, dar restul meciului, echipa s-a comportat foarte bine restul meciului. A fost la un pas să plece cu ambulanța de pe teren? V-a speriat un pic? Ho avuto paura, sinceramente. Eu m-am temut, sincer. Multă paura, pentru că pensavo avesse preso. M-am temut pentru că în testa, invece, a fost lovit în cap. Costato, ma lì ho avuto paura. Io ho visto che aveva preso un calo. Però meglio così che non è successo niente. Credeți că dar trebuia luat din o fericire nu s-a întâmplat decizie nimic. De către arbitru acolo? Ar fi meritat roșu adversarul, Screciu? Nu știu, nu l-am văzut, mai nu conta più. Noi siamo arrabbiati del risultato, ma noi suntem furioși pe rezultat. Nu. Partita che deve fare una nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Lo siamo ancora, ma lo diventeremo. Se giochiamo così, se continuiamo così, saremo una squadra importante. Am văzut că l-ați certat de la final pe Bărligea. Ce anume v-a nemulțumit în jocul lui? Ma non ha giocato perché aveva problemi, anche Zele, abbiamo valutato i cambi, abbiamo tre partite in questa settimana, quindi era già un po' tutto programmata questi cambi. Avevamo schimbările programate pentru că am quello trei... che dovevamo fare. Am trei meciuri. Avem trei meciuri săptămâna asta. Cum vă așteptați să fie un meci decisiv? Adesso e ancora troppo presto, adesso dobbiamo abbiamo due tre giorni per pensare. Ma sicuramente da un punto di vista è anche bello perché giochi subito e poi subito avere una risposta diversa. Adesso bisogna recuperare credo a livello nervoso perché non vincere questa partita che trebuie să ne recuperăm înainte de meciul de cupă cu Rapid la nivel mental pentru că e multă energie nervoasă. E multă energie negativă adunată după meciul ăsta pe care n-am reușit să-l câștigăm. Questo è non possiamo fare altrimenti. Două puncte în patru partide câștigate de echipa dumneavoastră este prea puțin și dacă vă simțiți așa sub presiune, pentru că știți cum e în România, presiune, non so cosa sia, non ho mai avuto neanche presiune. Quando giocavo, quindi io devo passare a giocare le partite, tutto il resto lo dite voi, a me non. Io sunt aici ca să fiu pe bancă la meciuri. La squadra gioca con una con personalità, con voglia. Echipa asta joacă cu personalitate. Allora io non la vedo neanche, non l'avevo neanche io. Cum vi se pare grupele de la jucătorii n-au presiune și nici eu n-am. Acum după meci, România în grupă cu Belgia, Slovacia și câștigă. Nu sabe, Belgia, Slovacia. Nu știu, Belgia, Slovacia. Și play-off-ului B, iar Italia cu Spania, Croația și Albania. Adesso non riesco a pensare, però penso, insomma, parlo per la Romania, poi l'Italia è molto lontano. Credo ma è molto avuto, che credo un buon girone adesso. Credo che è una tragedia buona, Belgia è una buona, dar possibilità per dar Romania ha possibilità di fare cose. Non riesco a pensare più avanti. Dar nu stau să mă gândesc atât de mult în față la lucruri. Da. E certo. Pericol Mandorlini? Certo. Certo, da. Certo. Eu îl văd tare abătut. Îl văd chiar foarte abătut după discursul lui. CFR a jucat bine. Mi s-a părut și mie că a avut un joc bun, de acord cu ce au zis ei. Îți neîndreptățiți și clar, nu tot timpul câștigă echipa care joacă mai bine.
au avut două bare, au avut situații foarte bune de a marca, dar până la urma urmei a câștigat, chiar am reușit să spun rezultatul înainte, dar nu sunt... Ai nimerit rezultatul corect, corect, să spunem asta. Da, dar jocul nu a fost... Dove Radu? Atenție! Dove Radu? Inspirați-vă! Exact. Nu a fost după așteptarea mea. Așteptam totuși altceva. După două victorii veneau... Speriam ceva să văd mai mult de la Craiova, sincer. Dar mi-a plăcut mult mai mult CFR-ul și chiar îmi pare rău că n-au terminat cel puțin... egal, să zic așa. Hai să-l auzim pe Bancu. Meritată. Ocaziile mai mari au fost de partea lor, dar până la urmă contează că am câștigat, chiar dacă am făcut un meci mai slăbuț, punctele sunt importante, ne ajută să ne ridicăm din clasament și pe viitor să avem moral bun. Sincer, aceasta era tactica, să-i lăsați pe cei de la CFR să vă domine sau așa au ieșit lucrurile pe teren și în final ați fost voi norocoși? Da, nu am pregătit să ne domine CFR-ul, jucam acasă, cu siguranță meciul l-am pregătit altfel. Din păcate nu s-a putut, au făcut un pressing bun, nu puteam să pasăm foarte bine. Dar până la urmă am fost și norocoși, cum am zis, au ratat câteva ocazii bune, au avut două bări și mă bucur că am câștigat, chiar dacă nu am făcut un meci așa cum am vrut de la început. Îți mai amintești așa un meci în care să fi fost atâta luptă cât a fost în seara aceasta? Cum ți s-a părut ritmul? Sigur, au mai fost, nu mi-aduc aminte, dar a fost un meci de luptă. Ambele echipe și-au dorit să câștige. Până la urmă, pot să zic că astăzi echipa mai norocoasă a câștigat, pentru că, cum a zis, jocul nu a fost așa bun. Sunteți așa oarecum în creștere cu jocul cu acest nou antrenor? Cum simțiți voi? Că se leagă lucrurile mai bine? Cu siguranță, da. Am legat 3 victorii de când a venit Mister. Nu a avut timp să pună totul la punct. Facem din ce în ce mai mult. În fiecare zi încercăm să facem ce ne zice Mister. Uneori ne iese, dar cu siguranță în pregătirea de iarnă va fi cu totul altceva și vom pune la punct mai multe detalii. Ritmul, vorbeam mai devreme, a fost unul ridicat, multă luptă. S-a comparat așa cu un derby? Cum ai simțit tu lucrurile și dacă e un ritm de meci pentru o țară care are o reprezentantă la turneul final? Da, pot să zic că a fost un ritm foarte bun. Ambele echipe au alergat foarte mult, ne-am bătut fiecare echipă pentru orice minge. Da, a fost un derby, cu siguranță la fiecare parte dintre noi și CFR este un derby, pentru că și au fost campion de 5 ani la rând, nu este ușor să duci împotriva lor. Până la urmă, cred că meciul s-a ridicat la nivelul așteptărilor suporterilor, chiar dacă nu s-a marcat foarte mult. A fost un meci cu ocazii, frumos, deschis. I-ați egalat și la puncte. Ce înseamnă pentru voi lucrul ăsta? Un lucru foarte, foarte important. Ne doream să câștigăm, să ligăm 3 victorii, n-am mai reușit de mult. Și acest lucru ne dă încredere pentru meciul de la Sibiu, unde sperăm să legăm a 4-a victorie. Ți-a cântat imnul înaintea startului partidei, ți-ai adus așa aminte de națională și am aflat și adversarii de la Euro, cum ți se parție? Da, sincer, mi-a zburat gândul acolo la echipa națională, știam că este tragerea la sorți. Am aflat acum o grupă ok, că nu puteam să avem adversari mai slabi, toate echipele sunt bune acolo. Avem șansa noastră, mergem acolo să jucăm, suntem bucuroși că ne-am calificat și acolo nu avem nimic de pierdut, trebuie să jucăm fotbal și vedem ce va fi. Sincer, tu crezi că puteți trece de grupe, puteți avansați acum, să fie așa un pas înainte pentru național? Sincer, da. Dacă nu aș crede, nu aș mai merge acolo. Dacă voi fi acolo, cu siguranță voi crede în calificare la ieșirea din grupe. Mulțumesc! Da, am revenit în direct și discutăm despre Craiova CFR 1-0, să vedem fazele importante ale acestui meci, pentru că au fost multe faze, dar la poarta Craiovei cele mai multe. Oricum, Bancu, altă... Foarte realist, adică da, mi-a plăcut a bătut echipa lor chiar ca un capitan de echipă, da. Realist foarte corect și da. A atins toate punctele, realist ca și un adevărat capitan. Mi-a plăcut de el când a spus că am jucat mai slab, dar am reușit să câștigăm. Deci denotă că e un jucător echilibrat, un jucător care chiar recunoaște. Doar că s-a băgat singur în lotul de Euro la final. Poate l-audă și Edi și poate că nu mai are probleme. Bine, probabil că va fi în lotul de Euro, dacă eu cred că merită, dus greu, dar da. Exact, dar simpatic. Multe soluții nu are. Nu are soluții, la da. Nivel de fundaș lateral stâng. E foarte sigur de el. Uite, vedem aici ocazie care reia... Ocazie mare aici. Enorm de mare. Doi jucători au trecut pe lângă minge, nu? Bine, până la ocazia asta au mai fost. Asta e în debutul reprizei, în debutul reprizei a doua. Screciu e depășit aici de nici nu sare Screciu aici.
Da, când ne uităm Ilie, la Ilie nu lovește bine, un pic mai mult dacă o șterge. Mingea intră enorm de parte. Ok, asta e o ocazie, dar au fost... Da, și în prima repriză. Și în prima repriză, la bara lui Tassidis. Astea sunt ocaziile din repriza a doua, da. În care... E clar că la nivel de ocazie au fost superiori CFR-uri. Pragmatism mare și inspirația lui Peter. Aici sunt 5 contra 5 în careu. Mingea se tot plimbă, A doua bară lui Tassidis. Tassidis trage, dar o scoate bine. Dublă bară, că prima repriză a lovit transversala, de fapt încheietura la vinclu acolo cu un șut extraordinar. Da, aici trage bine, da. Mingea e în poartă dacă nu scoate portarul. Bine. Mingea e bine când intră în poartă. Da, da, ok, ok. Mingea e bine când intră în poartă, da. Dar reflexul e bun al portarului aici. Da. Foarte bun reflexul. Scoate în bară. Da, apărarea Craiova e depășită ușor. Și cei pe Vladiac singur. Da, aici a un pic de panică în defensiva craiovenilor. Și bancul acolo. Bancul în fața fundașului central. Exact, lui vizător. Da, și-au pierdut un pic reperele, destul de agitați. Aici e golul. Aici anulat pe motiv de offside, clar, evident. Pleacă o fracțiune de secundă. Inteligent fundașul central de la Craiova, că a rămas, Silva? Da, l-a simțit. A simțit bine jocul, deși destul de riscant în zona aia acolo, dar i-a ieșit. I-a ieșit, da, anticipare. Da. Bun, asta e fază... Se oprește, nu se duce după el. Dacă se duce după el, poate era mai periculos. Aici, și vine golul aici. Aici o fundaș central care... Săracul nu-l înțeleg ce vrea să facă. Aici e o greșeală foarte mare. Ei poziționați foarte bine, da. Și fundașul central de la CFR Cluj bagă mingea în centru. Nu vede, dă prost în ea. Tânărul Ilie, cred. Ilie. Și... Trebuie să respingă de unde vine mingea. De unde vine, să termină faza, nu mai ai ce face. Și acolo normal, că nu putem discuta de o fază lucrată, clar, inspirația antrenorului, că a introdus doi jucători care au contribuit la gol, dar greșeala foarte mare e a fundașului central, Ilie, care, poziție foarte bună, dar din nefericire pentru el nu dă de unde vine și lipsa, termină tot. Lipsa de experiență. De experiență și lipsa... celorlalți fundaș central albanez. Așa, se vede la CFR. La CFR puțin. Arcanji. Da. Arcanji, cum? Ajeti. Ajeti. Da. Acolo dai de unde vine să termină faza. Arcanji, da. Arcanji. Bine, după cum arată în ultima perioadă Arcanji. Dar cum e fotbalul? Colici nu jucase mare lucru. Da, chiar discutam, n-a avut. El după accidentare chiar a avut probleme. Nu s-a mai ridicat la un nivel. Și la Galați, etapa trecută, săracul este accidentat. Mă bucur pentru el. Da, până la urmă e primul gol. Și primul gol din acest sezon. Foarte mult timp a fost accidentat. A trecut pe multe și copilul ăsta. Bun, hai să-l auzim pe antrenorul bulgar al Craiovei, Ivai Lopetev. Bună seara, victorie pentru echipa dumneavoastră, dar considerați un rezultat norocos? Dobar večer, pobeda za vaši ekip, mislite li, че това беше просто късмет? За резултата е късмет? То във всеки един матч трябва да имаш късмет. В фиекаре матч трябва да ай норок. Cum a fost pregătit acest meci din punct de vedere tactic? N-ați vrut să-mi povestiți prea multe înainte, dar poate ne spuneți acum. Cum a fost pregătit acest meci din punct de vedere tactic? Cum a fost pregătit acest meci din punct Prima repriză am fost foarte nervoși. Изключително нервни, изключително повече от 7-8 пъти ни дадохме без никаква преса отбора, топката на отбора на противника. Am dat fără pressing mingea la adversari în prima repriză. Това е което, нали, трябва да работим и да бъдем по здраво психически. Asta, la ceea ce trebuie să lucrăm și să fim mai puternic psihic. Така, опитах се на повремето с корекциите, които направихме, да излезем и да изглеждаме малко по-спокойни. La a doua repriză am făcut corecțiile și am schimburile care am făcut să arătăm mai bine. Имаше така доста добри ситуации. Au fost situații foarte bune. Има още какво да работим и в защитна фаза от целия отбор. Avem să mai lucrăm și la apărare. Но както ви казах и преди мача, да, cum v-am spus înainte de meci, това, което ви казах, се случи. Ceea ce v-am spus s-a întâmplat. Труден отбор, изключително опитни играчи. O echipă foarte grea, jucătorii cu mare experiență. Имахме ситуация, в която отбелязахме.
Am avut situația în care am marcat. Счастливи, че спечелихме. Situația în care am marcat și suntem fericiți că am câștigat. Така тук е моментът да поздравя играчите. Acum e momentul să felicit pe jucători. Нашите фенове, които ни подкрепяха. Особено в последните 30 минути. Са феличит и супортери нощи, каре не сустинута на ултимите 30 минути. Така беше още по-силно от тяхна страна. Атунч презенца лор е раши май потерника. И може би това не даде така вятър в гърба, да изглеждаме по-убедително. Și poate asta ne-a dat așa un vânt în spate că să mărcăm. Така че ние сме щастливи от трите точки. Noi suntem fericiți că am obținut cele 3 puncte. Spuneți că ați fost așa inspirat la schimbări, însă v-aș întreba care a fost jucătorul meciului din punctul dumneavoastră de vedere. Ca să fie aceste necitimări, dubro, nu știu să fie aceste sminili igračite, deci, spune vă, cu e igračul na mačul? Cele odbor. Întreaga echipă. Аз не съм привърженик да деля играчите. Eu, nu, niciodată nu separ jucători. Целият отбор така са бори и са би до последно. Întreaga echipă s-a luptat până final. M-a speriat un pic la acel moment în care Screciu are acea intervenție asupra lui Taxidis, că s-ar putea să se întâmple anumite lucruri, s-ar putea să fie eliminat? Popo, aș putea să face, să spus că Screciu s-a Taxidis, че може да се случи нещо лошо? Ми естествено, най-нормално е сега. Аз съм човек като вас. Есте нормал, че аз съм умка дуневастра. След като видях, че линейката влиза, помислих, че е нещо лошо. Канам възут амбуланца ка интра, амплюс, че е чева форте граф. Надявам се по най-бързия начин да се възстанови играча на ЧФР. Спер форте репе да се рекуперезе жукаторо ЧФР. И да може да бъде на разположение на треньора. Че са фие диспонибил пентру антренамент, пентру треньор. Aveți rezultate foarte bune de când ați venit la echipă, însă ce credeți că ar trebui să mai lucreze echipa, unde vă doriți să mai crească echipa până la finalul anului? Доста неща трябва да се подобрят. Multe lucruri trebuie îmbunătățite. Най-важното нещо е така психически да устояваме. Че е important е психик, се резистам. Защото тази реакция първото по време, казах ви, нали малко бяхме нервни. Аж ако м-ам спус, на прима реприза, ам фост поцин нервоши. Трябва да разбера, че това е само един матч. И трябва да înțeleagă că е doar un match. И така всеки един да се стреми да даде най-доброто от себе си. Și așa fiecare încearcă să dă maximum de la sine. Нищо повече. Și nimic mai mult. Mulțumesc. Da, am revenit în direct. Vorbim un pic și de echipa națională, pentru că a fost tragere la sorți în această seară. La Hamburg avem o grupă cu Belgia, Slovacia și una dintre... Vreau să rectific eu o secundă. Te rog. La faza premergătoare care o discutam cu golul Craiovei, nu era Ilie, era Cresici care a degajat prost cu capul și nu vreau să... Deci Cresici e cel care bagă mingea în centru. Care bagă mingea în centru, poziția era bună, dar din nefericire a degajat-o în centru, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și vreau să închei. Bun, asta e grupa pe care o avem la Euro în vara viitoare. Meciuri la München, la Köln și la Frankfurt. Am spus, e o grupă foarte bună. Mai bine de atât nu puteam pica. Să vedem ce ne vine din play-off. Ucraina, grea, Israelul. Cine ar fi bine știm să vină de acolo? Bosnia... Ne aducem aminte de ei în Liga Națiunilor. Da, da, i-am și bătut. I-am și bătut, da. Mă rog, oricum, da. Cred că cea mai periculoasă de acolo e Ucraina. Sub Luxemburg, asta e clar, Ucraina e cea mai periculoasă din play-off. Acest play-off. În rest, o grupă care ne dă speranțe. Bun, nu trebuie să... ne entuziasmăm prea tare, să rămânem echilibrați, cu picioarele pe pământ. Fotbalul este imprevizibil, dar avem șanse să trecem de această grupă mult mai bune decât am fi avut dacă am fi întâlnit adversari mai grei sau o grupă mai țapănă. Mai complicată. Da. O să vin și la tine, Marius, dar hai să vedem ce spun câțiva dintre jucătorii echipei naționale despre această tragere. E o grupă ok, zic eu, se putea mai rău, e o grupă din care putem să ne calificăm, să jucăm cum am făcut-o în calificări și cu siguranță avem șanse să trecem de grupe.
Exact ce îmi doream și cum speram Belgia, echipa din prima urnă să fie Belgia și exact scenariul la care mă gândeam. Avem mare încredere cu toții că putem să ieșim din grupă. Eu asta simt, ca să zic așa, văzând și tragerea, am retrăit momentele de după ultimele meciuri din campanie, de după calificare și sunt încrezător că putem dărui o nouă vară frumoasă tuturor suporterilor români. Este o grupă destul de accesibilă. Am încredere 100% că putem face o figură frumoasă și să trecem mai departe, având în vedere ultimele meciuri care le-am avut la națională. Am arătat un joc frumos, un joc consistent și chestia asta îmi dă încredere să spun că putem face o figură frumoasă. Toți băieții, toată echipa să fim sănătoși și în acea perioadă să venim cu aceeași încredere care am avut-o în ultimele meciuri. Avem și noroc și Dumnezeu a fost român în seara asta. Da, Dumnezeu a fost român în seara asta, spune. E o bună perioadă de timp. E român. Da. Dar trebuie să jucăm și noi. Trebuie să nu jucăm. Ne scuză nimic. Adică, bun, ne uităm Belgia, clar, pleacă favorită, dar pe hârtie e hârtia. Fotbalul, cum spunea și Vio. Și Elveția era favorită. Și Elveția era favorită. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu, în ultimele două faze i-am egalat. Nu? De cine s-a așteptat la lucru? De la 2-0 pentru ei, nu? Cred că ne-au luat așa puțin pe sus. Poate și acum să ne ia Belgia mai de sus și reușim. Totuși e un turneu final. Dar și turneele finale au dat multe surprize și știm cu toții, da. Nu? Grecia acum a câștigat campionatul, nu s-a aștepta nimeni. Okay. Nu mai zic mai înainte Danemarca venind de pe plajă. Da. Am citit Alinaure o chestie vis-a-vis de programul nostru. Ultimul joc cu Slovacia. Jocul cu Slovacia care s-ar Frankfurt. Putea să fie decisiv pentru noi la Frankfurt. Slovacia are un avantaj în fața noastră, faptul că joacă cu o zi înaintea noastră al doilea meci. Nu se joacă în aceeași zi. Parcă contează. La 21 iunie și noi jucăm în 22. Cât contează ziua? Contează, mult? 24 mult? De ore contează. Sunt foarte multe pentru a te reface după efort. Mai ales la nivelul totuși, acesta de campionat european, intensitatea și toată încărcătura psihologică, mai mult presiunea care mai există, că reprezintă o națiune. Dacă mai aștepți o zi, mă gândesc, nu? Cum? Poate că așteptând încă o zi în plus, te încarci și mai tare, ai o stare de stres și mai mult. Așa, joci mai repede. Te încarci, nu vreau să spun din punct de vedere fizic. Înțeleg. Fizic, da, dar psihic. Bun. Mai stai o zi? Psihic, nu mai avem nevoie, că ne calificăm, poate așa să văd pe calcule. Trebuie să facem șase, să facem șase puncte. Da, eu câștigăm primul joc. Câștig, bate și Belgia? Nu ne mai nu mai contează ultimul joc. Deci chiar sper să găsim altă culoare, dacă e să ne vopsim în cap. Nu aș vrea să rămânem pe galben, că n-am avut noroc te atunci. Te referi la băieții... Nu, dar cineva s-a vopsit roșu. Poate ne explică și nouă. Ne explică și nouă. Acel cineva care s-a vopsit roșu. Cu ce te-ai vopsit? Cu spray. Da? S-a dus. Da, nu. Pariu ești. Nu, deci spray, te-ai dus, te-ai spălat și gata. Da, a ieșit imediat. Nu-i corect ce voiat. Nu, păi du, poate faci adevărat roșu ori nu. Ție cum stătea? Extraordinar. Parcă eram suedez. Am avut niște suedez de brață. Cu sprâncene negre. Suedez, jet, bejet. Ce mai contează? Ne-am calificat și ne-am calificat, apa, dar nu ne-a prins bine. Nu ne-a prins bine. Nu. Croația după. Cred că a intervenit o stare de relax. Chiar. După șase puncte. Păi, Vasco Columbia, Bațanglia, șase puncte, ultimul joc cu Tunisia. Și tot spectacolul ăla cu vopsitul a fost un pic așa... O distracție. ...tratat mai... lejer, ceea ce s-a și văzut în teren, am făcut un 1-1. Bine, s-a și schimbat un pic
a fost un turnover în perspectiva jocului cu Croația care va veni, dar clar că a fost o... Uite, vezi, atunci am oricum și Croația, deci noi ne doream Croația, de-abia așteptam, că îi trimitem acasă pe Croația, un pic așa... Prea încrezători. Am fost cam... Prea sigur și încrezători vis-a-vis de Croația, la vremea respectivă. De altfel, au ajuns până în semifinalele competiției. Da, Franța i-a eliminat. Oricum, meciul România-Croația la Bordeaux a fost execrabil. Deci un meci urât. Da. A fost fără vână, fără intensitate. Mi-am aminte că era foarte, foarte cald, ploase înainte de joc și era terenul greu și ieșea un abur așa din teren, deci nu, n-a fost. Jucam și undeva în miezul zilei, parcă. Da, da, a fost de greu. Dar nu, n-a fost un meci, nici o națională, nici noi, nici croații n-am făcut un meci reușit. S-a decis în urma acelui penalti, acordat cu foarte mare ușurință. Nu știu dacă a fost în careu sau în afara careu, la Asanovici, parcă. Da, da. Da, un arbitru argentinian. Domnilor, mulțumesc mult de tot pentru prezența în seara asta. Vio, Marius, vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne vedem mâine seară aici, la Fotbal Show. Noapte bună, toate bune, pe mâine.